Bine. Eu am asistat la cursurile precedente. Și vedeți cum? Aveam senzația că ceva scap. Știți ce scap? Scap faptul că toate lucrurile astea pe care vi le-au povestit colegii, de fapt, ele sunt bazate pe niște tehnologii înalte. Dumnealor au vorbit ca și chirurgi practicieni. Dar imaginați-vă ce fel de transfuzii de oxigen fără o membrană cu anumite particularități. Așa? Cum să faci un organ artificial fără a cunoaște niște tehnologii foarte fine de creștere acestor celule despre care s-a vorbit, pluripotente. Și se începe de la o singură celulă, de la un receptor, de la un canal. Noi astăzi vom vorbi despre testări genetice, adică utilizarea nanotehnologiilor în testarea genetică. Eu mă voi limita la genomul uman. Pentru că asta mi-e mai aproape, genomurile zicem, de plante, de animale, mie îmi sunt ceva mai departe. Genomul uman. Ce cunoaștem noi despre genomul uman? Vă aduceți aminte școala clasa care? A 10, a 12, da? A 8 chiar. Așa, foarte bine. Care e diferența dintre ARN și ADN? Componența acizilor, da? Ribonucleici. Și încă? Care este structura? Uitați-vă, practic, e identică. Numărul de cateni, nu observați un lucru? Nu observați un singur lucru? Aici e o catenă, aici sunt două. Da? Și ele sunt complementare. Da? Observați că, de fapt, noi vorbim despre nucleotide. Da? Care, de fapt, trebuie să le analizăm? Dar care e dimensiunea unui nucleotid? Cunoaște cineva? Unde duc eu gândul este că, de fapt, tot ce se face la nivel cu analiza ADN-ului, la moment, este de dimensiuni nano. Este de dimensiuni nano. Și, practic, toate tehnologiile contemporane, practic toate, sunt niște tehnologii bazate pe, sau nu bazate pe, dar de dimensiuni nano. Dar să vedem noi ce se întâmplă cu genomul uman. Uitați-vă că Scriptura lui Dumnezeu despre fiecare ființă umană are lungime de 2 metri. Adică genomul uman are lungime de 2 metri. Și uitați-vă că se împachetează foarte bine într-o nucleu celular. Și fiecare celulă este Scriptura asta lui Dumnezeu. Și genele se activează la moment potrivit, în măsura potrivită și în niște constelații potrivite situații. E o enigmă mare. E o enigmă mare. La moment, dacă observați, se spune că, sau se consideră mai bine de spus, că genomul uman conține de la 20.000 la 25.000 de geni. E mult sau e puțin? Păi, 25.000 de gene doar de cele care codifică proteinele. Vă imaginați? Eu cred că e mult. Deși inițial se considera că există mai multe gene în genomul uman. Așa? Bine, cum se aranjează genele, cum se aranjează materialul ăsta genomic în
cromozom, iată să arată un cariotip, vedeți, în funcție de, spunem așa, cum se colorează, predomină o substanță sau alta, acolo sunt și spații și interspații, dar așa se analizează la moment. Printre altele, asta e un fel de metodă tot contemporană, Fish. Ați auzit ceva despre Fish și MeFish? Da? Nu e chiar nano, însă în țesuturi puteți identifica unele schimbări destul de marișoare ale genomului. Așa. Acum, noi am spus, avem 25 de mii de geni. Și acum, spunem, toți îi avem. Dar de ce suntem diferiți? De ce suntem diferiți? Unii sunt mai activi, de activi. Pentru că genele sunt polimorfe. Ele în sine nu sunt absolut identice. Numărul e același. Calitatea e diferită. Înțelegeți? Și atunci noi ajungem la ideea că pentru a identifica cauzele, de ce suntem diferiți, de ce unii se îmbolnăvesc, alții nu, de ce unii fac boli genetice, așa numite genetici sau genetic condiționate, alții nu le fac. Noi trebuie să analizăm genom. Și sarcina e destul de mare. Vă imaginați? Bine, 25.000 de gene sau eu mă întorc înapoi. Nu-i puțin. Nu bine, înmulțiți miliardele astea, să zicem, sau distanța de 3 miliarde de kilometri, asta e până unde? E departe, da? Puțin vă reamintesc despre variabilitatea genomului. De fapt, asta noi o analizăm prin tehnologiile de analiză a genomului. Variațiile genomului. Și ele sunt de câteva tipuri. Vedeți, cea mai răspândită formă este SNP-ul. Adică Single Nucleotide Polymorphism. Da? Acolo unde, să zicem, uitați-vă, cu roșu i-a ratat T-ul, da? Timina, e substituită cu C-ul. Și atunci noi vorbim, da, este un polimorfism CT, da? Însă, noi înțelegem un lucru. Că genomul uman, de fapt, e baza pentru a codifica proteine. Imaginați-vă, dacă un C va fi substituit cu T, în ce rezultă? Aminoacidul va fi diferit. Altul, așa e? Acum, da, spunem așa, lanțul este de aminoacizi în structura primară, de fapt, ne condiționează structura secundară a proteinii și, prin urmare, structura terțiară. Așa? Și dacă polimorfismul acela este în locul în care, păi bine, este un centru activ al proteinii, nu este un centru enzimatic. Ce se va întâmpla? Nu, noi avem. Nu că se va conecta. Depinde. Unde e, dar oricând nu va conecta, există o patologie gravă în istoricul familial al unuia din potențialii soț sau soții. Așa? Bine. Lucrurile astea, variația genetică, vedeți unde se manifestă. Și fenotipul, cred că nu e ceva nou pentru dumneavoastră, un cuvânt, da? Adică cum arătăm? Dar nu numai cum arătăm, dar cum arată analizele noastre, tot ce poate fi analizat din punct de vedere extern, da? Noi avem diferență în metabolism, datorită faptului că avem diferențe genetice, variază genetică. Noi avem efecte diferite, sau spunem, eficacitatea medicamentului, același medicament, în aceeași doză, la diferiți oameni, va fi diferită.
De ce spun? Că, păi, pe mine nu mă ajută. Deci, dar mine așa de tare mă ajută încât mi se face mai rău. Variație. Variație genomică e cauză. La cineva se metabolizează substratul activ al medicamentului foarte repede. La cineva promedicamentul se transformă în medicament foarte repede și nu se metabolizează. Omul capte intoxicații cu medicament. Vedeți? Deci, efectele individuale ale medicației. Știți că genetica ne cauzează și comportamentul. S-ar părea straniu, dar după temperament, noi foarte mult suntem similari, fie părinților, fie bunei. Dacă ați observat din viața cotidiană, cum părinții zic, băi, ia că mă uit la tine și parcă ești tată meu. Ia că la o mișcare, la o expresie a feței, la ceva, la temperament, cât de iut ești. Înseamnă că e genit. Bine. Există întrebări mai serioase. Știți că există bolile secolului, bolile non-transmisibile. Acestea au o componentă genetică foarte serioasă la fundamentul lor. Noi o numim predispunere ereditară, predispoziție ereditară. Și în mai multe cazuri nu le putem spune exact. Numai o genă implicată în problemă? Mai degrabă nu. Mai multe gene care sunt însoțite de alte efecte genice, urmare a polimorfismelor. Sau e vorba de o interacțiune foarte complexă, de o genă de bază, mai multe înconjuratoare și mediu. Eu trec deja la epigenomică, care de fapt în mare măsură ne modulează răspunsul genelor. Așa. Și se folosește acest lucru, eu în vedere consecințele variației genetice, influențează și cum va evolua boala, dacă s-a întâmplat la om. Da? La unii e captă o, spunem așa, o clinică destul de ștearsă, să o numim așa. La alții evoluează foarte brusc până la niște complicații rapid survenite. Și iată unde se folosește, uitați-vă, screening-ul nou-născuților pentru a stabili diagnosticul, pentru a face screening-ul preconcepțional, screening-ul sau diagnosticul prenatal, testarea oamenilor sănătoși în privința riscului de îmbolnăvire. Vedeți? Presymptomatic testing. Pe urmă, testarea, dacă au o predispunere ereditară către anumite maladii și estimarea probabilității de apariție. Noi știm că o mulțime de maladii condiționate genetic apar nu în copilărie. Apar undeva la distanță. Apar undeva la 40-50. Ei, pentru cei prezenți vârsta de 40, asta e vârsta de un bătrân, așa? Pentru mine asta e vârsta de un flăcău, pentru că am depășit acei de 40. Dar oricum, în vârsta matură. Și ele se numesc late onset diseases. Așa. Și testarea farmacogenomică. Noi suntem, știți cum este, informat, înseamnă că înarmat. Ce am eu în vedere? O serie de medicamente, la moment, pot fi, adică o serie de efecte medicamentoase au o pondere, spunem așa, genetică sau sunt condiționate genetic în foarte mare măsură. La moment, la noi, o colegă face lucrarea cu varfarină, un anticoagulant. El e foarte indicat oamenilor care au fibrilație atrială. Da? Și eu cred, rudele dumneavoastră, unii din rudele dumneavoastră îl primesc, varfarină, ca medicament. Apoi, iată, coridorul terapeutic e foarte îngust și circa
70, poate 80% din efectul warfarinii este condiționat genetic. Și atunci testarea genetică ne permite selectarea dozei corecte. Să nu facem așa numitul overdosing, pentru că putem provoca sângerări, dar subdozarea sau underdosing, de fapt, nu atinge efectul spontan de lichifiere a sângelui, care urmărim noi să nu se producă trombi, care sar pe urmă în creier și produc ictus. Înțelegeți? Adică, ia ca testarea asta, eu vă dau un exemplu foarte simplu, care este practic la suprafață. Testări genomice în sensul farmacogenomic, teste, există o baterie mare. Și e bine să știi, îl va ajuta sau nu îl va ajuta. Va produce efectul advers în formă de alergie sau insuficiență renală sau ceva. Sau îl va ajuta strict cum se cuvine. Iată, asta e important. Bun. Mergem mai departe. Acum apare întrebarea firească. Dar cum de a avut o metodă care să ne permită să facem toate cele menționate undeva la locul nostru de lucru. Nu în laboratorul din Hanovra, nu în laboratorul de la Universitatea Nicolae Tistimițanu, dar undeva mai aproape de, cum spun englezii și americanii, point of care. La fața locului. Așa. El trebuie să fie o metodă destul de accesibilă financiar. Da? Nu, bine, imaginați-vă, un medic, de familie, un terapeut, el își poate permite un aparat de 800.000 de euro sau, ei bine, 80.000 de euro. Clar că nu. Trebuie să fie ceva affordable. Așa. Noi avem nevoie de niște rezultate foarte robuste. Pentru că de asta depinde decizia de a trata, de a nu trata, de a referi pacientul la spitalizare, de a referi pacientul la un consult mai aprofundat sau nu. Lucrurile astea trebuie să recunoaștem că fiecare decizie atrage după sine anumite costuri. Așa. Avem nevoie de niște rezultate care ne-ar ajuta cu adevărat să luăm, decizii în clinică, clinice. Bine. Istoria întrebării eu o fac destul de comprimat. Uitați-vă. Sunteți cunoscuți cu metoda RFLP? Cred că da. Când se ia o enzimă care e învățată să taie ADN-ul în anumite locuri, să zicem, între A și C, da? Care sunt alături de G și T. Și ia că acolo se așează enzima și după ce s-a așezat enzima și o tăiat, se face electroforeza și ia că vedeți ce se întâmplă cu electroforeza. Și după profilul ăsta electroforetic al fragmentelor prelucrate, ADN-ului prelucrat enzimatic, noi vedem după digestie. Bine, eu nu știu dacă e combinabil cuvântul ăsta, el de fapt se folosește. Da? După digestie cu enzim, iată, diferența asta în profilul de benzi electroforetice ne arată, este sau nu este problema prezentă în ADN. De fapt, dispariția unui situs de clivaj, da? Ne spune că acolo este o patologie. E clar sau nu prea? Nu. Urmare a reorganizării, așa spunem, SNP-ul a apărut sau, să zicem, mă înțelegeți, da? Sau o substituție. Sau o microdeleție. Bine. Iată, uitați-vă, de când se secvențează ADN-ul. Sanger a primit premiul Nobel pentru metoda propusă. Numai că nu era accesibil pilar. Ceea ce vedeți pe ecran sunt aparatele care utilizează tehnologiile nano. P
pentru a analiza genomul. Și știți că aparatul e tot una. E genom de plantă, e genom uman, e genom de șoarece. El își face treaba. El își face treaba pentru că e bazat pe o anumită tehnologie. Da, să vedem. Iată, aici aveți Applied Biosystem Real-Time Genotyping. De fapt, noi vorbim că genotyping-ul ăsta real-time ne permite prin metoda Tagman să găsim modificările astea de un singur nucleotip. Cum lucrează treaba asta? Spuneți, e nano sau nu e nano? Dacă vorbim de ADN în două catene, analizat printr-un sistem Quencher Reporter. Și toate lucrurile, sau majoritatea lucrurilor în analiza ADN-ului, totuși se bazează pe tehnologia sau pe reacția de polimerază, de polimerizare în lanț. PCR-ul, așa numit. Da? Sunt diferite varietăți. Ia că uitați-vă cum. Cum funcționează metoda. Există un quencher care ține așa numitul reporter. Reporterul elimină un cuvânt de lumină în momentul când se detașează de catena ADN-ului. Și dacă, vedeți, el e conectat la ADN-ul dublu catenat. Iată vine momentul când, dacă e timina prezentă în catenă, elementar, quencherul eliberează reporterul. Dacă nu e, el nu eliberează. Respectiv, dacă avem noi T-ul, timina, în catena ADN-ului, noi vom putea percepe un cuvânt de lumină. Da? Quencherii și reporterii au diferite construcții, dar ideea este că după culoarea luminii eliberate de eliminate, sau spunem așa, emanate de reporter, noi putem spune care polimorfism e prezent în ADN. Eu nu vreau să mă aprofundez în tot spectrul celălalt de sisteme de detecție în Tagman, pentru că acolo sunt variații la tema dată. Esența este că, vedeți? În cazul T-ului, reporterul albastru este eliberat. În cazul C-ului, reporterul roșu. Și noi avem destul de simplu posibilitatea să depistăm culorile. Eu nu vă arăt rezultatele genotipării, spunem așa, poate că e scăparea mea, dar sincer să vă spun, noi le avem de un cu sute. Cu sutele în laboratorul nostru de genetică. Bine. Asta e genotiparea. Ce permite genotiparea? Să vedem polimorfismul de un singur nucleotid, dar există și replicuri în privința asta. Noi știm că ADN-ul așa e organizat încât polimorfismul de un singur nucleotid pot servi drept taguri pentru alte modificări ale genomului. Mă înțelegeți care e ideea? Încă ceva. Noi vorbim despre real-time PCR. Iată mașina. Noi o avem... Noi avem în laborator asta AB real-time genotyping, dar noi putem vedea și gradul sau nivelul de expresie anumitor gene. Analizând ADN-ul, cDNA, adică clonat. Cu alte cuvinte, polimorfismele, dar și gradul de expresie, în ce măsură lucrează genul. Bine. Continuăm. Ca să nu vă iau super mult timp, voi vorbi despre două tehnologii. Bazate chiar pe nano-nano. Mai nano nu există.
Deci, la moment, în piața tehnologiilor de analiză genomică, există doi lideri. Pacific Biosciences, adică PacBio, și Oxford Nanopore Technologies. Despre ele și vom vorbi. Pentru că se creează așa o impresie că acestea în scurt timp vor domina toată piața de analiză a genomului. Ce avem noi? Noi avem o situație în care, de fapt, de aici să începem, o situație în care noi adică nu noi, dar producătorii, au reușit să producă smart cells. Ce înseamnă SMRT cells? Asta e single molecule real-time PCR. Se analizează nu o mulțime de ceva, practic fiecare moleculă de ADN. Așa. Ei, celulele este au ai bine, spunem așa, niște găurele mici care se numesc zero mod wavelengths. Ce se întâmplă în în tehnologia dată? ADN-ul fiind pregătit, da? Nimerește în celulă, dar el este de, cum să vă spun, legat la capete. Și atunci, noi avem enzima legată de fundul acestei celule, da? Polimerază. În care nimerește ADN-ul. Și se petrece o reacție de polimerază. Polimerizare în lanț. Eu de ce v-am arătat tehnologia TAGMA? E foarte asemănătoare. Cum se așează pe catenă un nucleotid, imediat apare un foton de lumină. Se eliberează un foton de lumină. Și în funcție de care, adenina, guanina, timina sau citozina, va fi și culoarea luminii. Așa? Și ce se face în situația dată? Aici noi avem niște procedee de pregătire a ADN-ului, care nu îi bucură pe investigatori. Dar, în linii mari, avem niște transcripturi, spunem așa, sau citiri, RAW, adică prealabile, da? Pe urmă avem citiri post-filtrare, dar lucrurile astea se înregistrează în formă de filmuleț. Da? Și pe urmă avem niște citiri deja finale. Iată, asta e o imagine, cum arată o celulă de asta. Adică nu e nano, cum arată e macro. Cum este e nano? Uitați-vă. E dimensiunea unei molecule de ADN pe care s-o așezat polimerază. Atât. Și e gata să preia nucleotidele și să elimine câte un foton de lumină. Și imaginați-vă cum crește catena de ADN complementară celeia pregătite. Vedeți că fuge enzima pe moleculă și tot îi pune complementar. Adenina, guanina, citozina, timina și așa mai departe, eliminând câte un foton de lumină de o anumită culoare. Așa. Și după culorile astea noi putem distinge ce? Catena complementară. Bun. Care e problema cu PacBio? Și care sunt avantajele? Uitați-vă. Tehnologia contemporană ilumină
permite citirea a 250 de perechi de bază de pe o catenă, de pe o, spunem, de pe o adenie dublu catenată. Ce permite PAC bio? De fapt, dacă vorbim în kilo bază, noi trebuie să punem un 0 aici, aici e 0,25, dar aici e 60. Da? Kilo bază, mii de bază. Așa. Ea este în stare să detecteze chiar modificările nu doar de adenina, citozină, dar dacă este modificat cumva chimic baza. Așa? Permite secvențierea practic a unui genom care nu-i cunoscut. Dacă noi nu știm despre ce specie e vorba, îl secvențiem și până la urmă creăm un genom de referință. Și pe urmă îl comparăm cu celelalte. A tuturor speciilor spun, păi bine, asta e genomul de șoareci. Ați vrut să ne testați? Poftim. Genomul de șoareci primiți. După o serie de anumiți biomari. Bine, fără glumă nu e un curs, așa? Bine, deci secvențierea se petrece în timp real și asta e bine. Eu aș spune așa, sub semnul de întrebare, că nu e nevoie de pauze între pași, pentru că oricum pregătești prepuceala pentru a-l secvenția. Și fiecare fază de pregătire a preparatului, fie ADN-ul genomic, fie ADN-ul spunem, sintetizat, oricum are nevoie de timp pentru pregătire. Și uitați-vă, un RAN așa numit, în care se analizează foarte, foarte multe fragmente despre care am vorbit, 60 de kilobaze, da? Un genom. Poate dura de la 30 de minute până la 6 ori. Cu alte cuvinte, secvențierea unui genom poate dura o oră. Să vedem și problemele. Că s-ar părea că da, ok, în 30 de minute se află toată structura propriului ADN. E ceva, nu? Bun. Unde sunt neajunsurile? Puține preparate pot fi analizate unimomental. Și uitați-vă, rata de erori e 11%. Eu aș spune așa, dacă fiecare bază, a 10-a bază, este citită sau detectată eronat, pentru mine, din punct de vedere clinic, asta e o problemă mare. Uitați-vă, haideți să facem o comparație. Dacă fiecare a 10-a analiză din laborator, va fi venit greșită. E o problemă? Adică șansa dumneavoastră sau a mea de a fi tratat incorrect în baza unui rezultat de analiză este 10%. E inadmisibil. Este inadmisibil. Uitați-vă care e rata de erori la Illumina sequencer. Acolo sunt o pleiadă întreagă de secvențiatori. High-seq, seq, my-seq și așa mai departe. Dar uitați-vă, asta e metoda contemporană. Asta e metoda de viitor. Și 2000 per genom. Un genom, $2000. Pe cursul n-ați bani. Așa? Și noi începem a înțelege că, păi, dar păi nu e așa de ieftin. Înțelegeți că Illumina, cu toate neajunsurile ei, ne oferă serviciu cu $1000 per genom. De două ori mai ieftin. Așa. Adică, tehnologia e avansată, tehnologia este foarte promițătoare și eu o să vă spun care sunt posibilitățile sau care sunt posibilitățile de ocolire sau abolire a acestei rate de succes în secvenție. Trecem la altă abordare.
Nano. Iarăși, mai nano nici nu poate fi. Uitați-vă care e ideea. Nanopore, Oxford Nanopore Technologies este o companie care e bazată, sau era cel puțin la început, foarte strâns legată cu Universitatea din Oxford. Unde e Oxford? În Germania? În Italia? În Marea Britanie sau în Statele Unite? Cine e pentru Italia? Nimeni. Cine e pentru Statele Unite? Este și acolo în Oxford, printre altele. Numai nu e ăsta care se ocupă cu nanotehnologie. Oxford ăsta e din Marea Britanie. E bine, mă laud, am fost și eu acolo. Cine nu a fost, vă spun, merită. Merită. Bine, dar ideea este de a pune ața în urechiușa acului care are dimensiunea de 3 nanometri. Asta e sarcină. Și de a o face cu viteza de 1000 de ori per minut. Vă imaginați? Și ei au rezolvat sarcină, au rezolvat problema. Prin intermediul tehnologiilor nano. Așa. Ce se întâmplă acolo? Care e principiul? Vedeți că tot ce e contemporan și e foarte, foarte la zi, el de fapt are rădăcini many years ago, cum spune englezul. Vedeți, în când 53 ca autorul ce a ratat. A ratat că dacă ai aici o nanoporă, da? Și dai, aplici un voltaj. Da? Apoi mișcarea ionilor produce ce? Anumite schimbări în curentul electric trecut prin nanopor. Ceea ce e galben, asta e izolator. Ceea ce e verde, asta sunt pereții nanoporului. Da? Electrozii îi vedem în albastru. Și ea ca prin apertura asta, dacă se mișcă ceva care poartă o sau plus sau minus, el imediat se reflecte pe voltmetru. Asta e problema. Iată poftim ceea ce a înregistrat caută. S-ar părea că nu e prea nano. Acum apar nano membranele cu pori nano. Da? Și iată aici ce s-a exploatat. S-a exploatat capacitatea nanoporilor de a permite fluxul moleculelor încărcate electric prin urechiușa asta de ac. Atunci când se aplică un curent electric din diferite părți ale porii. Da? E ceva greu de imaginat. Da? E greu sau nu? Nu bine. Cum să vezi o moleculă de 2 metri? Da? Asta e ața. Pusă într-o urechiușă de 3 nanometri. De 1000 de ori pe secundă. E greu? E ok. La nivelul nano asta e ok. Mai mult, pentru că nu toate capacitățile sunt valorificate. Dar ideea de bază este că ce au făcut cei de la Nanopore Technologies, Oxford Nanopore Technologies, ei au făcut o tehnologie care de fapt, bine, până atunci spunem iată așa, că există un polimer rezistent în sens electric, da? Și există o porare a polimerului. Noi știm că polimerele pot fi foarte subțiri. Da? Care e cel mai subțire? Grafenicul. Polimerul din grafen. Un singur strat de molecule practic asigură separarea a două tipuri de lichide. Și imaginați-vă nanopor în grafen.
Dar bine, asta e viitorul. Până atunci, vedem nanopore, vedeți, ele sunt cu... în engleză eu sunt nevoit să folosesc. B-layer. Da? Vedeți? Membranele cu, cu porate făcute nanoporile în ele. De ce? Pentru că, da, o parte este, spunem așa, electric inertă, da? O parte constituie ce? Structura care menține membrana. Și apoi curentul electric e aplicat din două părți ale membranei. Adică aplicăm un voltaj. Da? Și dacă analitul trece, substanța care o analizăm, trece prin por, noi putem să observăm lucrul ăsta. Uitați-vă efectul sau experimentul al lui Cauter. Încă din 53. Bun. Și atunci noi putem fluctuațiile astea de curent electric, urmarea trecerii substanțelor analizate, noi le putem cumva registra. Lucrul nu e ușor deloc. Lucrul nu e ușor deloc. Iată cum se întâmplă. Vedeți, aici e o structură compusă din două straturi. Da? Plus nanoporul. Și aici noi vorbim despre ce? Noi vorbim despre straturi neorganice. În care s-a incorporat o poră de asta nano. Observați, 1,6 nanometri. Asta e dimensiunea nano, nu? Eu tot mă strădui să vă conving că asta e nanotehnologie. 1,6 nanometri. E nano? E nano. Numai că structura asta este proteică. Vă imaginați? Iată la ce au ajuns colegii noștri de la Oxford Nanopore. Au reușit. Și ei dețin patentată tehnologie de sinteză a proteinilor și împachetarea lor în felul în care ele pot forma nanopore în bilayers non-organice și forma structuri care, prin care se poate de analizat ADN-ul. Iată, de fapt, moleculele astea sunt ADN-ul. Și uitați-vă, interesant că la trecerea fiecărui nucleotid prin zona, să o numim zona sensor, se creează sau se modifică curentul electric. Aplicat asupra membranei. Vedeți, aici e minusul, aici e plusul. Aici e minus, aici e plusul. Și dacă trece AU și produce așa un curent electric. Trece CEU, iată-i dimensiunea în care modifică curentul electric citozina. Iată-i dimensiunea care modifică curentul electric timina. Așa? Uitați-vă că lucrul ăsta a fost cunoscut încă din 2002. Dar cei care se ocupă cu nanopori, ei la început au realizat un lucru. Proteina este o proteină. Structura proteică este una pe care o poți modifica. Și o poți sintetiza. Și o poți împacheta în funcție de condiții. Și uitați-vă. La început s-au folosit proteinele din diferite, să-l numim, organisme. Nu putem. Pentru că Staphylococcus aureus, asta e bacterie. Dar bacteriofagul este o leacă de virus. Da? Mycobacterium smegmatis porina, pardon, este micobacterie. Și uitați-vă, ce au făcut savanții? Au văzut că există o proteină care se numește alfa-hemolizină. Ea are o anumită structură, are o anumită dimensiune a porii.
prin care se poate de... de, spunem așa, de mișcat molecula de ADN. Și uitați-vă, asta e zona de, așa numită zona de sensor. Dar la MSPA, sau Mycobacterium smegmatis porină, adică este proteina asta, vedeți, zona de sensor încă și e mai mică. Ceea ce înseamnă precizia de detecție va fi mai mare. Vedeți? Aici, la, la Phi sau Phi-29, la bacteriofagul ăsta, iată cum e proteina, uitați-vă. Se vede care e dimensiunea porii. Aici e 2,5 nanometri, da? Aici cât e? 1,2 nanometri. Aici e 1... Sunteți mai aproape, cât e? Eu văd aici 38 sau 38. 38. Dar uitați-vă care e împachetarea și care e zona de sensor. Vedeți, chiar e mai scurtă decât la MSPA. De asta depinde precizia de detecție a fiecărui nucleotid trecut prin nanopor. Vedeți? Și plus la asta, se poate de adapta proteinele cum? Putem schimba, sau ei pot, noi nu putem, ei pot, prin tehnologiile pe care le dețin, structura nanoporilor, așa, și poate, structura nanoporilor poate schimba și viteza pasajului moleculei de ADN. Pot incorpora sondele de ADN pentru a detecta organismul care este supus secvențierii. Includerea niște motoarelor moleculare, da? Pentru analiza altor. Noi vedem molecula de ADN, dar în realitate tehnologia de nanopor se folosește și pentru analiza proteinilor, secvenței. Ei, și toate variațiile de ligande, aptamere pentru a se ușura legarea substratului cu orificiul nanopor. Iată, vedeți cum. Și sunt o serie de membrane în care se pune multă speranță, cele care sunt solide și non-organice. Sunt anumite motive de ce în ele se pune multă speranță. Și vedeți o serie de nanopor. Bine. Cum lucrează toată mașineria asta? Pentru mine e important cumva să vă redau cum se lucrează acolo. Să vorbești despre nanopori, proteine, vă uitați la proteine, nimic nu înțelegeți, de fapt. Așa? La cele care sunt solide, mai înțelegeți că este o găurică mică într-un substrat care nu e organic, da? Dar cum lucrează toată mașineria asta e important de înțeles. Bun. În primul rând, noi vedem că nanoporul, Oxford nanoporul, merge pe calea asigurării portabilității. Iacă dispozitivul ăsta pe care îl vedeți aici, el de fapt este unul portabil. Asta celălalt care e unit cu USB, vedeți care e dimensiunea lui față de conexiunea USB? Cam de un deget lungime și poate 3 degete lățime. Așa. Iată, au ajuns la aceea că se propune, în sens comercial chiar se propune, iată, dispozitivul care lucrează, cum credeți, cu ce împreună? iPhone. Asta e smartphone. Și cum credeți ce poate face? El poate secvenția genomul uman. Drept că Colegii care se ocupă, voi puteți, cei prezenți, puteți adera la comunitatea Nanopore Technologies și așa mai departe. Ceți-vă la site-ul Oxford Nanopore și veniți adică înregistrați-vă și participați la toate discuțiile, activitățile, aveți acces la cei ce se discută acolo. Genomul uman a fost secvențiat cu ajutorul
mașinii, iată, de genul ăsta, cu 48 de celule timp de 36 sau 48 de ore. Genomul uman e o moleculă mare. Eu în vedere are... E un genom mare. Enorm de mare. Și asta a fost făcut 2 sau 3 ani. Dar asta a fost whole genome sequencing. Adică fiecare buchie din genom a fost analizat. Dar aici avem tehnologie portabilă. Ups, sorry, ce vrei eu. Yes. Cannot open specific file. Ce nu poate? Mai bine. Mergem înainte. Și ia că dispozitivul ăsta poate fi folosit și în laboratoarele sau în cabinetele medicilor pentru secvențiere, unde este necesar, evident. Și în condiții de câmp, unde deja tehnologia este testată. Mașinerie. Dau și sunet. Observați cum se citește cât e un nucleotid. Și în funcție de semnalul ăsta sau de modificarea semnalului electric, a apărut ca și rezultat, iată, cam, asta e cam viteza de funcționare. Asta e cam viteza de funcționare. Vedeți, se conectează în faza preparatorie. Moleculele de ADN se conectează la proteine. Vedeți niște globule verzi. Proteina asta e foarte deșteaptă, că ea se complementează cu canalul ăsta nano. Și pune vârful moleculei ADN în canal. Apoi, datorită curentului electric, da? Ce? Se secvențiază ADN. Și dacă avem noi, zicem, un genom tăiat în bucăți, da? Noi știm că din mulțimea asta de pori se nimerească precis ceva din bucățile astea în care îi tăiat genom. Așa. Bine. Iată că eu aș vrea să opresc ca să înțelegeți că aici nu este doar cum spun, trecerea unei molecule prin nanopor. Aici este o tehnologie întreagă. Că inițial, vedeți, apare un semnal după mine destul de stran. Da? Care apoi se descifrează prin intermediul unui soft. Da? Și apare o curbă de semnale care reflectă, de fapt, schimbarea reală a curentului electric prin por, care ulterior se transformă în ce? Într-o descifrare a catenii de ADN supuse. Vedeți? Ia de poftim. Adică prin trei etape, data, events și sequence, noi avem catena de ADN sau fragmentul de ADN descifrat. Ok? Tot e bine aici, pentru că de fapt, îți bravo colegii de la Oxford, că au reușit să o facă, în primul rând, să înțeleagă ce se întâmplă cu fluxul ionic, într-al doilea rând, să înțeleagă ce se întâmplă cu fluxul ionic în funcție de tipul nucleotidului. Și iată, sunt pe ecran, aveți domeniile de aplicare a tehnologiei. Vedeți? CDNA-ul ăsta, de fapt, e ce? RNA-ul transformat în CDNA. Așa. Eu sunt aproape de sfârșit.
noi avem și raportate o serie de probleme de la producători. Vedeți, noi spunem PEC Bio, 11% din date eronate. Nanoporul ne raportează până la 15% din erori în base calling. Inadmisibil. Așa, costul. PAC Bio, poftim, 2000 pe un genom aproximativ, pentru că nimeni nu declară prețul real a unei analize. Toată lumea spune, păi bine, dacă e genom de vegetal, asta e o situație, dimensiunea genomului, numărul de gene, numărul de perechi de bază și așa mai departe. Da? Dacă e genomul uman, asta e tot o altă situație. Dar, în medie, $2000 per genom, $1000 este o problemă cu nanoporul. Celulele cele fiind folosite, ele trebuie returnate pentru a fi reconstruite nanoporile. Cer scuze. Și noi am uitat un lucru foarte important. Că, de fapt, analiza genomului sau reconstituirea lui din fragmente se face pe partea bioinformatică. Da, bine, noi avem o catenă. Da? Noi trebuie să raportăm la un genom de referință. Nu-i așa? Ca să înțelegem, este polimorfism sau nu. Da, noi știm, constatăm că acolo e ceul. Dar ceul ăsta e normal sau e substituit cu... Adică a substituit un T. Și dacă PAC Bio permite constituirea sau construirea genomurilor de referință. Și asta e ok, asta e foarte bine. Nanoporul nu permite. Oricum, experții spun așa, că costul părții bioinformatice la toată secvențierea asta din prin nanotehnologie este comparabil cu costul secvențierii propriu zis. Puteți spune așa, înmulțit la 2 și poate să vedeți prețul real al tehnologiei. Pentru că ea fără bioinformatică nu lucrează. Ce folos că eu știu care e secvență? Eu nu știu, e normală sau e patologică. Înțelegeți? Asta este. Bine. Timpul pentru preparare a specimenilor. Ați observat că ADN-ul genomic în PAC Bio se gătește 6 ore. Ceea ce nu-i puțin. Da? Timpul de secvențiere. Păi bine, la PAC Bio de la 30 de minute la 60, la 3 ore. Da? La Nanopore Technologies el poate varia, pentru că acolo e tehnologia așa, la Gridion, la aparatul Gridion, stau o mulțime de celule. Care au o mulțime de nanopore. Dar toate lucrurile astea trebuie cumva analizate, contrapuse și pe urmă livrat în forma unui rezultat cât de cât util cercetătorului. Cei de la Nanopore Technologies s-au raportat când s-a secvențiat genomul uman, ei au fost nevoiți să folosească un supercomputer. Pentru că un computer obișnuit, bine, a fost câțiva ani în urmă, dar un computer obișnuit, pur și simplu, nu facea față fluxului de informații produse de Gridion. Ați observat că o singură nanoporă face 300 de molecule pe minut. Da? Da, dar dacă aveți 1000 de nanopori, să zicem, pe o plachetă, asta nu e limita. Și de astea plachete aveți 96 în baterie. Faceți exerciții de mulțire și veți vedea că cam e greu de făcut față unui flux de date, eu aș spune, foarte mare.
Iată, aici există o serie de soluții propuse de către Oxford Nanopor, care permit diminuarea ratei de erori, adică prin multiplicarea acelui experiment, se reduce rata de erori în rezultatul final. Imaginați-vă, zicem, un același experiment este multiplicat de 10 ori și într-o singură dată 10% e eroare. Celelalte 9 produc același rezultat. Evident, din punct de vedere bioinformatic, dumneavoastră acceptați 90% și nu 10. Iată, asta este. Similar lucrează și cei de la Pacific Bio. Oferă o serie de soluții bioinformatice care permit diminuarea ratei de erori și plus încă alinierea aligning genomurilor. Cei care, și uitați-vă, una din soluții, pentru că rata lor de eroare, țineți minte, este de 11% multiplexing. Repetarea acelui experiment de mai multe ori în care te convingi că da, nu e eroare. Bine, continuăm. În final, cum spune într-un film, listă umoristică a fost, no все не так просто. Da? Sau cei de la Odessa spun, все понятно, все понятно. Договорились, да, но есть нюанс. Și în ce constă nuanța asta? Că tehnologiile astea sau noi spunem pionierii în domeniul nanotehnologiilor, utilizării nanotehnologiilor în analiza genomului, da? Ei se întrec unul cu altul. Noi înțelegem de ce, pentru ce unii au mare responsabilitate socială, dar mai mare responsabilitate de business, alții viceversa, dar întotdeauna a existat un fel de luptă pentru prioritate. Da? Și unii spun, uitați-vă, relative performance of Oxford Nanopore Minion versus Pacific Biosciences Sequel Third Generation. Sequencing in identification of agriculture and forest pathogens. Și arată că, uite, unul e mai bun decât altul și așa mai departe. Și eu vă spun că publicația asta nu e chiar totul deschisă. Și apare încă o publicație, deja unde? În 19. Nanopor Bests Bio. Cu alte cuvinte, nu credeți pe nimeni, vedeți care sunt sursele sau datele obiective, de testări obiective. Există așa publicație. Și vă veți convinge de un fapt. Așa cum toate medicamentele noi au fost cândva considerate panaceie și în final și-au găsit locul, indicațiile și contraindicațiile lor. Așa și tehnologiile în domeniul analizei genomului. Probabil că unele vor fi mai bune pentru analiza sau pentru anumite aplicații. Altele vor fi mai bune pentru alte aplicații. Unele vor fi din seria celor portabile, altele vor fi din seria celor extrem de precise. Cu alte cuvinte, nicomu ne veriu, singur citesc, văd dacă sursa e deamnă din credere și îmi fac concluzii. Asta este. Dar, asta e viitor. Și nu înțeles măcar ceva din cele spuse. Despre nanopori, despre că sunt făcute din proteină, sunt de solid phase nanopori, sunt cu diferite proprietăți. Eu știu precis că s-a găsit vă unul, doi care spăceau. Să le construiți. Printre altele, eu nu zic în condițiile Chișinăului.
o serie de publicații anume despre nanopori vin de la, de la băieții cu familii rusești. Asta e interesant. Asta e interesant. Adică ei sunt undeva din spațiul post-sovietic. Înțelegeți? Ce țin eu să spun? Că asta e și viitorul vostru. Asta e și viitorul vostru. Viitorul nostru ca celor care vor analiza genomurile. Viitorul vostru ca celor care vor construi sisteme de analiză a genomului. Asta este. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt careva întrebări, vă rog. Есть вопрос. Да, пожалуйста. Немножко плавный. Был в Америке была программа Genome Sequence Program, да, которую они хотели, потому что Mapping of the Human Genome. И в принципе, что повлияло на CRISPR, ну, на появление CRISPR. Я бы хотела спросить, как бы, я сам CRISPR понимаю, но вот на фундаменте вот нанотехнологий, в чем как бы, заключается сам CRISPR, если вы можете... Вы имеете в виду CRISPR-технологию? Да, да, да. Идея в чем? Идея в том, что я вам рассказал наночасть. Да. PacBio предлагает ряд, скажем так, ряд, ну давайте скажем так, сетов, да, реагентов, которые позволяют использовать саму CRISPR-технологию даже в анализе определенных свойств генома, скажем так, или определенных признаков генома. В чем идея этого CRISPR, proprius, как говорят, да? Его идея состоит в очень простом, что он может узнавать определенные участки генома, да, ну, участки эти, последовательности генома, он может с помощью молекулярных ножниц их вырезать и вставлять то, что нам надо. То есть, скажем так, вещь опасная. И потому запрещенная на людях. Понимаете? И потому запрещенная на людях. Вы не можете заниматься genome editing на человеке, потому что вы никогда не знаете, чем это закончится. Когда мы будем точно знать, чем это закончится, я думаю, что, скорее всего, сам genome editing станет частью лечебных программ. В ряде случаев. Понимаете? А пока что овечки, доли, кошечки. Вот, давно профессор имеет коллегу в Германии, которая с помощью CRISPR делает чудеса. Ашай? Ашай. Ашай. Вот. Владеет и делает. Сама, видите как, я говорю об анализе, я не говорю о вмешательстве. Ну, как бы, это же, можно сказать, производная анализа получается. Ну, как вам сказать, вы можете его эдитировать и следом анализировать, чтобы убедиться, что это то. Ну, допустим, то, что в Америке сейчас произошло, вообще происходит, то, что ученые все больше и больше сходятся, вообще в научной публикации сходятся к тому, что genome mapping program, как бы он больше, чем, не скажу, что потеря времени, но он показывает себя не самым эффективным образом, да? Нет, я просто... Нет, нет, это очень хорошая штука, и я готов на нее ответить. Посмотрите. Ну, для начала скажем, не genome mapping, а был Human Genome Project. Да, да, да. Это было первое, да? Закончили в 2003 году, в 2004 опубликовали, все нормально, все хорошо. А потом просто поняли, что потратили очень много денег. Грубо говоря, прочли книгу, но ничего не поняли. Почему? Потому что секвенировали практически весь геном человека, да? Я, кстати, был в Сенгер-центре в Кембридже, где они были частью этого Human Genome. Кстати, там стояли целые залы секвенаторов. Вот так, как говорят, до горизонта секвенатор. Ну, это так, я уже... Но и тем не менее, книгу прочли, а как работает, непонятно. Вот почему были мнения, что, ребята, мы, по-моему, потратили много денег и много времени, но пользы никакой. Одна. Появляются данные функциональные геномы.
становится понятно, где промотор, где сайленсер, где структурный участок, где экзом, где интрон и все такое прочее. Появляется информация о микро, CRNA и все остальное. То, что считалось, ага, это пустые участки генома. Дезерт. А он не дезерт, оказывается. Он, оказывается, регулирует функционирование этой сложнейшей сети. Да? Ага, когда стала появляться функциональная геномика, люди по-другому стали относиться. И уже воскликнули. Let's go for 1000. И теперь объявлен 1000 Genome Project. В Европе, пожалуйста, опять же, дом профессора не даст соврать, назвали туда, примкнуть. Окей? Давайте примкнем, но пока они не закончили. Пока они не закончили, а то будет поздно. В этом идея. То есть не надо думать, что Human Genome был бессмысленным. Это была ступень. Понимаете, мы Библию тоже читаем, зачастую не понимаем, что там написано. Ее надо прочитать несколько раз для того, чтобы понять. Да? А может иногда еще и послушать умных людей, для того, чтобы понять, что там в скрипте об этом. Да? То же самое и здесь. То же самое и здесь. Возникает понимание роли отдельных участков генома. Возникает понимание о их взаимодействии. Возникает понимание о мультифакториальных и мультигенных заболеваниях и признаках. И это отлично. То есть мы начинаем понимать, мы далеки от понимания. Начинаем потихоньку понимать, как работает эта машина. А сложнее машины вроде бы никто и не придумал. Вот так. Можно я чуть дополню? Да, конечно. Так, насчет CRISP. Вы знаете, что недавно... после ворбецкан румын. Штиска хосо проблемы етьк, аку, ктива, лунин, кинак, он доктор, который се окупы атыт куштиенца, кыш куфертилизария инвитро, а editat unele secvențe din genomul embrionar ceva legat cu SIDA. Adică o proteină care e legată de SIDA. Adică că ei nu vor face SIDA. Eu nu am căutat la SIDA. Adică o eliminat. Oarecum comisia de etică a reanalizat genomul la copiii aia și au găsit mai multe mutații. Că Domnul le-a făcut mutații. Dar acum câteva zile am citit un articol că în Rusia la Comisia de Etică deja este depus un dosar ca să permită să fie editat genomul pentru o populație de undeva din Ural care foarte mulți suferă de hipoacuzie. Deci nu aud. Deci Da. Asta-i. Eu de ce privesc așa? Nu mi-a spus-o în privat. A spus-o în public. Dar noi avem lucrări Domn profesor, sordități, neurosensoriale, genetic determinată, la copiii noștri din Republica Moldova. Și ideea era de a ajunge la genome editing in final run pentru a restabili funcția auditivă. Здесь же проблема. Натальные факторы. Здесь основная, знаете, была проблема как этот Dutch Hunger Winter, да, когда все родились, когда три месяца их там мороли голодом во время Второй мировой войны, а потом у них как бы были эти уменьшенная печень и в 40 раз повышенный риск диабета. Знаете, этот эксперимент, который объяснил вот пренатальные факторы, environmental factor, да, факторы третьего триместра питания. О том, что влияет, вопрос заключается в том, что у них environmental factor, да, то есть здесь очень тяжело отличить.
Вопрос, пардон, я понял вопрос. Этим делом мы немножко занимались в Штатах. Идея в том, что, понимаете, я не зря сказал, когда стоит скриптура, алуду мне зел. То есть это то, что вам на роду написано. Да? Ну так, грубо выражаясь. Но не забывайте, что все это предрасположенность к. А проявление в фенотип происходит только через взаимодействие с внешней средой. Я всегда беру, для своих ребят я беру пример алкоголика. Мы знаем, что это алкоголизм. Это генетически обусловленное заболевание, которое практически всегда передается через поколение. Да? Окей, мы это знаем, работы существуют, социальная значимость проблемы велика и так далее. Теперь вопрос. Человек станет алкоголиком, если его поселить на необитаемом острове, в котором он не not exposed, в котором не имеет доступа к этой субстанции. Станет алкоголиком или нет? Это банальный пример, может быть, он слишком простой. Что? Жуков? Наркоманом станет, да? Нет, не станет. Если смекалка есть, станет. Все. На этом мы заканчиваем. Если у вас есть какой-то интерес к этому всему, пожалуйста, мои данные...